Andreea, îți mulțumesc tare mult. Vedem acum că este un haos fără precedent. Pe scena politică de la noi, Marcel Ciolacu amenință din nou cu demisia dacă PNL iese de la guvernare. Și chiar acum are loc, practic, cea mai tensionată ședință de guvern, din care tocmai am primit informații de la colega mea, Andreea Gheorghe. E ședința de guvern de după anunțul rupturii politice de până acum a coaliției. Vreau doar să vedem puțin așa cum au stat umăr la umăr cei care astăzi ar fi adversari pe scena politică. Florin Negruțiu, colegul meu, este alături de mine. Bună ziua, Florin, mulțumesc mult! Bună ziua! Uite, te-am primit exact aici la ședința de guvern, ai văzut? Da, la masa. Am pregătit masa. Am pus masa cu politică aici. Am făcut așa, unde stă un ministru social-democrat? E roșu, unde stă un ministru liberal? Galben. E bine, cam așa au fost astăzi. Bine, cei drept au lipsit câțiva, dar motivat. Adică Cătălin Predoiu este la JAI, e o ședință foarte importantă pentru noi, este plecat. Sunt câțiva miniștri liberali plecați. Noi chiar ne-am uitat atent să vedem dacă vin și cum stau astăzi la ședința de guvern. Rupți, dar nu prea. La guvern nu sunt rupți. Și nici guvernarea nu este prea ruptă. Ei sunt rupți la discursuri politice, la discursuri electorale. Nici domnul Ciucă nu cred că se simte foarte confortabil în rolul ăsta ofensiv pe care îl a fixat partidul. Eu cred că aici se simt bine, la masă. Că la masă are loc toată lumea. Și de asta nu pleacă liberalii. Pentru că sunt la masă. Cum să plece de la masă? Cum să plece de la masă în campania electorală când, bine, aici sunt, cât sunt? 2, 4, 6, 8, 9, 18, da? Da, uite, sunt acolo stă Marcel guri. Ciolacu. Da. Sunt 18 guri. Dacă sunt sute sau mii sau zeci de mii de guri sub ei în teritoriu, cum să pleci de la guvernare când primarii îți cer bani? Că să facă campanie electorală? Au nevoie de bani, au nevoie de resurse. Au nevoie să le arate cetățenilor ce bine se trăiește în guvernarea PSD-PNL. Și atunci, oamenii de la această masă au puterea să direcționeze bani în teritoriu. Teritoriul îți câștigă alegerile, dar teritoriul nu le câștigă pe burta goală. Șefii de consilii județene, primarii, consilierii locali au nevoie de fonduri publice. Ei, cel mai bun mod de a da fonduri publice primarilor, consilierilor, aleșilor tăi locali, este să faci parte de la, din această masă. Direct de acolo, să participi la această masă. Direct de la guvern. Bun. Deci ei stau în continuare la aceeași masă. Da. Ce se mai întâmplă astăzi? Să le mai reamintim și celor de acasă. Liberalii se întâlnesc cu toți cei din teritoriu, să vedem ce le spune Nicolae Ciucă astăzi, că trebuie să le explice un pic ce se întâmplă cu tensiunile astea. Apropo de ce spui tu, că urmează testul ăla foarte important. Eu cred că va fi invers. Discuția eu cred că va fi invers. Ia. Cred că va veni de jos în sus. Cred că vor veni primarii și îi vor spune lui Nicolae Ciucă să o lase puțin mai moale cu ofensiva asta anti-PSD-istă, pentru că ei se simt foarte bine cu PSD-ul. Să stea un pic mai cu minte. Oricum, perioada asta pare că l-a zăpăcit așa un pic pe Nicolae Ciucă și vreau să-ți arăt o reacție a lui într-o emisiune televizată. E vorba de un răspuns surprinzător al președintelui Nicolae Ciucă. A fost întrebat la o emisiune la ProTV. Ce calități are Marcel Ciolacu? Chiar aseară s-a întâmplat. Și ce calități nu are el? Adică aceleași să fie. Și liderul PNL a răspuns așa: onoare, respect și predictibilitate. Deși moderatorul a insistat dacă e sigur că a înțeles această întrebare și a menținut totuși Nicolae Ciucă răspunsul. Haideți să vedem momentul și ne întoarcem la discuție. Lucrată. Bine, ulterior Nicolae Ciucă a venit și cu explicații pe pagina sa de Facebook legate de acest moment. Spune că a fost, de fapt, o glumă cu tâlc, trebuia să înțeleagă cei care s-au uitat. Am crezut că e clar că e doar o glumă, vă citez acum, dar dacă n-a fost destul de picant, o explic acum. Onoarea, respectul și predictibilitatea sunt tocmai condimentele care lipsesc din rețeta lui Marcel Ciolacu. Tu ai înțeles momentul, Florin? Cu tot cu explicația asta? Îți mărturisesc că n-am văzut ceva mai dubios de foarte multă vreme, sau cum ar spune copiii mei, cringe. Este un moment cringe. Mie nu mi-a venit să cred aseară când am văzut acest clip. Am crezut că este făcut cu realitate virtuală, că este ceva fake. Am verificat, nu era fake. Și m-am gândit, de ce să te expui la așa ceva? De ce să faci așa ceva? Ce-o fi fost în mintea lui Nicolae Ciucă în momentul în care a dat răspunsurile alea absolut aberante. Părea că are un gol. Un gol în cap. Și în loc să spună, domnule, lasă-mă puțin, am făcut o gafă, n-am înțeles întrebarea, am greșit, hai să o luăm de la capăt,
persistă în această gafă, umplându-se de ridicol. Este fie o probă de analfabetism funcțional la nivel înalt, pur și simplu să citești o întrebare și să nu înțelegi sensul. El spune fie că o chestiune cu tâlc, Florin, adică fie el a vrut... este vorba despre un mod foarte dubios de a glumi. Știi? Cum au încercat după aceea cei din staful lui Marcel Ciolacu să dreagă busuiocul și să spună de fapt, printr-o postare semnată de Marcel Ciolacu, că a fost de fapt o glumă. De Nicolae Ciucă. Da, Nicolae Ciucă. Hai să arăți o reacție... M-a tâmpit și pe mine. O reacție a unui lider social-democrat care și el la fel. N-a înțeles foarte bine ce s-a întâmplat, n-a înțeles foarte bine momentul acesta. Este vorba de Mihai Tudose și rog pe colegii mei să ne ajute, pentru că el scrie, Florin, acum doar câteva minute această postare. Uite acolo. Am văzut și revăzut prestația ostașului Ciucă la acea emisiune. Doamne, apără și păzește, ne bagă în război, convins că a semnat pacea. Bine, acum nu e ca și cum nu ne așteptăm sau ne-am obișnuit deja cu niște reacții foarte acide din partea social-democraților, în special al lui Mihai Tudose, că noi le-am comentat și ieri, a lui și a lui Sorin Grindeanu legată de anunțul lui Nicolae Ciucă că rupe coaliția. Dar pare că vor continua. Da, pentru că asta înseamnă analfabetismul funcțional. Însă probleme de analfabetism funcțional sunt și la PSD. Gândește că totuși Nicolae Ciucă, dintre acești candidați, este șef de promoție. Marcel Ciolacu nu are școală. Sau are școala făcută târziu. Tot așa, foarte dubios, cum și-a făcut Marcel Ciolacu școala. Nicolae Ciucă are o diplomă universitară la o facultate onorabilă, a terminat șef de promoție și te uiți la felul în care vorbește, la felul în care se exprimă, la felul în care citește și dai seama că e ceva în regulă cu oamenii ăștia și cu sistemul și cu școala pe care au făcut-o și cu diplomele pe care le au. Pentru că undeva Tudose, dincolo de acidul pe care l-ai remarcat, are dreptate. E foarte important că atunci când trimiți un președinte, acesta să acționeze autonom, să știe ce citește, să știe ce semnează, să știe ce decizii ia. Nicolae Ciucă, cred că aseară sau la această emisiune, a fost pentru prima oară sau una dintre primele dăți când a fost obligat să vorbească liber, să nu citească de pe prompter, să nu citească de pe foaie. Ai văzut că el, de obicei, apare la prompter, rostește niște discursuri, citește. Când îl lași liber, iese o chestie absolut halucinantă. Nu înțelegi ce vrea să spună candidatul. Este coșmarul oricărui consultant. Să-l iei pe acest om și să-l lași liber. Pentru că este impredictibil. Poate să spună orice. Și acum spune că a fost o glumă. Păi ce glumă e asta? Ce glumă? A râs cineva? E... Acum nu știu, mă gândesc. Ca poate să nu spun că cel mai neplăcut este ăla care trebuie să-ți explice gluma pe care a făcut-o. În orice grup există unul care spune glume și după aia îți explică și poanta. Dar nu e cazul. Aici a fost o gafă clară, n-a înțeles întrebarea și n-a înțeles că poate să spună, să se relaxeze puțin, să spună, domnule, am greșit, n-am înțeles întrebarea, hai să o mai luăm o dată. Bun, hai să-ți mai arăt o reacție care pornește fix de la ce a spus Nicolae Ciucă, ce spuneam mai devreme, că rupe coaliția, rupe la nivel politic, ce spune un fost lider al Partidului Național Liberal, într-un moment în care ori arăți cât de puternic ești politic, nu, acum la această guvernare, ori ai multe căi pe care să le urmezi, cea pe care urmează acum liberalii, să zicem că e una discutabilă. Sună cam așa declarația. PNL trebuie să iasă de la guvernare. Asta spune fostul lider liberal Valeriu Stoica. A explicat la Digi24 că singura modalitate de salvare pentru partidul lui Nicolae Ciucă acum este ieșirea din guvern. Să vedem declarația, discutăm imediat. Avem o alianță de fapt între PSD și AUR și avem o alianță oficială între PSD și PNL. Cred că această situație trebuie lămurită și nu poate veni decât de către PNL prin ieșirea de la guvernare. Deci opinia dumneavoastră este că PNL ar trebui să iasă de la guvernare. Este singurul gest politic prin care PNL se poate delimita în mod clar, tranșant, de PSD în această situație. Și dacă își dă demisia domnul Ciolacu, și dacă ar fi admis o moțiune de cenzură, și dacă ies liberare de la guvernare, acest guvern Ciolacu își va continua treaba până la alegerile următoare și până la formarea noului guvern. Câtă vreme rămâi la guvernare, chiar dacă spui că
cenzureze eventualele abuzuri ale miniștrilor PSD, discursul este puțin credibil. Practic, după toate aceste declarații, atacuri pe care le-am văzut, trage tu concluzia, Florin, că mie mi-e greu. Concluzia este că avem niște luni pierdute pentru țara asta, în care asistăm la un spectacol în care nimeni nu crede. Nici ei nu cred în atacurile lor, nici ei nu cred în ceea ce spun, nici noi, telespectatorii, spectatorii, nu credem în ceea ce spun. Singurul lucru pe care va trebui să-l credem, din păcate, va fi starea economiei pe care va trebui să o gestioneze viitorul guvern. Poate vom avea timp până la sfârșitul anului să vorbim cât de groasă este situația în finanțele țării, cât de mare este deficitul și ce se va întâmpla cu banii noștri în 2025. Pentru că va veni scadența, tot acest spectacol electoral, toată această beție electorală va avea un decont și decontul, din păcate, o să-l plătim noi, telespectatorii. Facem chetă și îl plătim cu siguranță, că așa se întâmplă întotdeauna. Și dacă nu-l plătim, vine fiscul și ne obligă să-l plătim. Exact. Mulțumesc tare mult pentru discuție, Florin. Mersi.